salut și bine m-am găsit la primul, la al doilea episod, de fapt, la primul vlog cu discul. Adică Haubau. Suntem la Dacu Discu. Aici nu suntem la noi acasă. Suntem la un... Avem aici un stâlp pe care trebuie să-l aperi tot timpul. Asta e al doilea disc, aici pe terenul ăsta nu a fost, dat deloc cu discul. Asta ar fi al doilea. Am mai dat ieri unul, dar era cam seara și nu prea aveam cum să filmez. Bine, și drept, aseara. Dăm cu întâia la mare. Sper să mă aud. Nu știu exact cum se aude, dar eu sper să se audă bine. Al doilea disc e perfect, adica deja e nisipos terenul. Terenul e mai nisipos, așa. Bine, și se vine și cu un disc, da? Aici de curent. Sper să vă placă ideea asta de tractor vlog, nu știu. Acum n-am mai plouat în ultimul timp și am mai avut timp să fac. Adică când am prins ocazie, am filmat. Ieri, adică doar ieri am apucat să mai fac ceva. Când a plouat, poate facem vlog și la prășit, la floarea soarelui, habar n-am. Să văd, vedem atunci.
fac foame. Spatele e jos de tot. Aici avem fața și aici avem spatele, la maneta asta. Și maneta asta la alt brațul, din față. Adică eu când filmez momentul ăsta, azi o să editez și video-ul ălalt. Azi, adică acum când filmez, tot în acea zi editez video-ul ăla. Video-ul ălalt cu tractorul. Primul, care voi o să-l videz deja. Când o să apară video-ul ăsta, video-ul ăla deja o să apară. Adică i-a apărut deja, pardon. Pic bălbuit azi, clar, dar aia e. Nu știu, nu pot să-mi dau seama dacă voi vă dați seama ce fac eu aici, de unde o iau pe cameră, nu știu dacă se vede. O să trebuiască să fac capul la stâlp. Sper să mă aud, dacă nu, nu știu, o să fac subtitrări, habar n-am. Luăm aici, fain, frumos, așa, o curbă. Ocolim stâlpul ăsta. Intrăm aici înapoi pe brază. Multe chestii de ocolit. Thank you.
luăm aici dreapta, să avem grijă să nu luăm stâlpul. Invertim o tură în jurul lui. Cred că o să avem o problemă. Am o presimțire că mi s-a dus un rulment de la disc și de aia scârție. Dar îi dăm așa, sper să nu deranjeze prea tare, adică dați voi volumul mai încet, nu știu. Că n-am ce să fac. Nu-i din vina mea, practic. O dreaptă. Lăsăm fața înapoi jos. Mai greu puțin cu o singură mână e mai greu. Trebuie să lăs și fața să o și ridic, să... Na, e mai greu. M-am oprit din scârții, dar oricum când ajung acasă trebuie desfăcut ceva la el. Sigur, un rulment cred că s-a dus și de aia scârție. Și poate să-mi blocheze o baterie. Bateria e discurile alea, e porțiunea, o să vă arăt eu într-un alt video. O să vă explic pe părți. E mai greu așa, fără... Aici-s pietre, de-aia s-au de troncănit așa. Așa, curba, fain, frumos. Retrăsăm aici puțin. Reducăm un pic fața. Lăsăm fața jos înapoi. Și dăm în plană, cum s-ar spune. Luăm aici toată porțiunea asta, nu avem treabă. Mai rămâne acolo marginea aia, mai luăm două turi și am rezolvat-o și pe aia.
vreo piatră ceva și trebuie să o scot, ori nu știu, dar... No, asta trebuie remediată, problema asta. Dar vă promit eu, când dăm următoarea dată cu discul, nu o să mai fac așa. Noroc că avem servo direcție pe tractorul ăsta, că altfel... Nu știu ce mă făceam. Ridicam un pic brațele. Am ocolit stâlpul ăla. Am ridicat brațele ca să nu dăm în el, dar e complicat, rău de tot. E complicat cu o mână să faci, să le faci pe toate, adică n-am cum. De-aia vă zic, când o să activez linkul de donații, o să fie altfel. Adică o să-mi cumpăr un GoPro special pentru chestia asta, că m-a săturat, adică e greu tare. Lăsăm fața jos înapoi. Uleat mai sus, că lăsăm foame. Nu-i prea ok. Placă, adică, da. Încă n-am postat video-ul ăla, să văd dacă mai vreți vloguri, dar eu le filmez. Ca să știți că eu nu stau degeaba tot timpul ăla cât nu postez, practic. Că înainte nu postam, că mai era școala, mai, adică a venit și virusul, știți voi. Revenim când terminăm. Bun, băieți, deci cam atât cu episodul de azi. Ne revedem data viitoare la un alt episod. Cu poate tot cu acest tractor. Să vedem cum ne prinde. Eu abia aștept trieratul. Uitați, de bateriile astea spuneam. Astea sunt bateriile. Ok? Și un rulment de ăsta mi-e să nu se fită. Unde e asta? Din cauza lui poate scârții. Ăștia sunt niște tăvăluci puși în spate la disc să ferme mai bine. Bun, deci cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Cred că am mai spus asta o dată, dar nu contează, o mai spunem o dată. Tragem de timp ca să fie video mai lung. Bun, deci noi ne revedem data viitoare la un alt tractor vlog sau un live sau un episod normal cu jocuri, nu știu, vedem. Bun, v-am salutat. Bye bye.